Oare să renunț la hobby-urile mele pentru un job? Jobul ăsta e prea greu pentru cât de prost plătit sunt. Bă, eu vreau o carieră în muzică, da? Vreau să fiu cel mai mare actor, nimeni nu gătește ca mine. Astea sunt gânduri cu care ne confruntăm de când suntem mici. Iar ele devin și mai înfricoșitoare în momentul în care băgăm felia aia de tort pe gât la majorat și realizăm că suntem cu un pas mai aproape de a rămâne singur cu viața în propriile mâini. De multe ori există posibilitatea ca viața ta să pară așa de mizerabilă pentru că tu de fapt te aștepți de la ea la niște lucruri al căror mers nu l-ai înțeles încă. De exemplu, hobby-ul. E ceva ce faci pentru tine. Nu aduce bani și chiar dacă aduce bani și ar putea fi o frumoasă carieră în viitor, nu ai încă resursele necesare să faci chestia asta. De-aia e încă un hobby. Jobul. E sursa ta de venit. Și probabil foarte mulți dintre voi știți deja că joburile pot fi grele, pot fi obositoare, pot fi înjositoare, dar nu ai ce să faci. Pentru că ceea ce trebuie să faci tu la un job nu trebuie să fie neapărat ușor sau plăcut. Și oricum, de cele mai multe ori când vrei să faci ceva sau încerci să faci ceva, te lovești de nevoia de bani. Și dacă stau bine să mă gândesc, venitul și familia care depinde de acest venit sunt principalele motive pentru care acceptăm greutățile pe care le presupune un job. Din acest motiv, cei mai mulți dintre noi visăm la o carieră, care e de fapt tot un job, doar că e un job care îți place și de care ești puțin mai pasionat. Așa că nu te deranjează să petreci ore în plus și să te implici un pic mai mult pentru că îți place și oricum acolo îți vezi viitorul, ăla e visul tău. Tuturor ne plac hobby-urile și probabil fiecare dintre noi și-a urât jobul la un moment dat. Dar cariera e diferită pentru că e un fel de combinație între astea două. Îți place și îți aduce și bani. E după toate astea îi spune că am terminat. Gata, vlogul s-a terminat, ne-ai explicat, n-am înțeles nimic, știm deja informația asta, dar... Și ascultă-mă bine. Există o ocupație mai importantă decât orice hobby, orice job sau orice carieră la care tu ai putea visa. De ce spun asta? Păi... Hobby-urile zblană, dacă ai un venit, dacă nu sunt doar alți consumatori de timp. Deci automat îți trebuie un job, așa că te angajezi. Dar întotdeauna există posibilitatea ca la un moment dat să te simți mizerabil din cauza stresului pe care îl presupune jobul ăsta. Așa că începi să clădești o carieră, care îți place și îți aduce și bani. Doar că cu tot cu avantajele astea începi să pierzi cea mai prețioasă monedă de schimb pe care tu o ai. Timpul. Iar asta poate să devină frustrant la un moment dat. Și oricare din astea trei ar fi job, hobby, carieră, fiecare dintre ele consumă timp, doar că întotdeauna o să investești în aceea dintre ele care te păcălește că ar merita mai mult timpul tău. E bine, ocupația care e mai importantă decât oricare dintre astea trei și în care timpul investit nu e niciodată pierdut, e vocația. Mâine îți poți pierde interesul pentru oricare dintre hobby-urile pe care le ai acum. Vocația nu ți-o ia nimeni. Dacă mâine intră în faliment toate firmele de pe pământ, tu îți pierzi jobul sau cariera, dar vocația nu ți-o ia nimeni. Vocația e lucrul pentru care tu ești făcut și nimeni nu îți poate lua asta. Probabil cea mai mare problema noastră e că suntem oameni și cea mai prețioasă monedă de schimb pe care o avem, pe care nimeni nu o mai poate da înapoi, adică timpul, se poate consuma foarte ușor pe hobby-uri, joburi, cariere nepotrivite, fără măcar să stăm o secundă să ne întrebăm, bă, care e chemarea mea, vărule? Probabil sună foarte mistic, ezoteric ceea ce zic eu aici, dar nu e, e simplu. La fel de simplu cum ai putea să descrii un om în zilele noastre. Te trezești de dimineață, te duci 8 ore la muncă, te întorci acasă, dormi, ai 2 zile libere pe săptămână în care să faci ce vrei, toți banii pe care îi strângi, îi strângi pentru o vacanță cu familia și... Atât, mai e ceva? Vreau să-mi spuneți mie că doar pentru asta trăim? Și știu că de foarte multe ori nevoia de bani sau situațiile grele prin care trecem ne pot distrage foarte ușor de la lucrurile pentru care noi am fost făcuți. Și probabil majoritatea dintre voi îmi veți spune că e de dorit să ai un job, să ai o carieră. Iar asta e ceva uman. Și dacă ar fi să facem un clasament al ocupațiilor, probabil cariera ar fi cea mai potrivită pe termen lung. Dar... Vocația este înzestrarea cu care tu și eu facem o diferență în lumea asta. Și din nou, sunt conștient că subiectul ăsta a face o diferență în lume e nul. Adică, ce treabă am eu cu omenirea? La toți ni-i greu, a? Totuși, fie că vrei să recunoști sau nu, și tu, la un moment dat în viața ta, ai beneficiat în urma vocației cuiva. Dacă ești încă la început și nu știi ce vrei să faci cu viața ta, fie că vrei să investești într-un hobby sau să-ți găsești un job bine plătit sau chiar să urmezi o carieră, sfatul meu pentru tine e să pui totul deoparte și să cauți să-ți descoperi vocația. Pentru că la final, în zilele noastre, pentru bani poți să te angajezi oriunde, dar timp nu-ți mai dă nimeni înapoi. Iar timpul pe care tu l-ai investit pentru bani ar putea fi investit în vocația ta. Și aș vrea pentru o secundă să lăsăm vlogul deoparte. Motivația pentru care noi facem lucrurile e una foarte slabă. Ceea ce vreau să înțelegeți voi e că vocația e cea mai puternică motivație pe care tu o poți avea ca să te trezești mâine de dimineață. Și nu mă înțelege greșit, hobby-urile, joburile, cariera,
viața ta nu vor fi neapărat mai ușoare, dar nu vor mai fi stresante și în niciun caz imposibile, pentru că motivația ta va fi diferită. Te vei trezi altfel să mergi la muncă. Imposibil, greu, stresant, dureros, vor deveni doar niște stări trecătoare, pentru că tu știi cine ești, știi ce e în tine, iar dacă lumea sau cu tu ce ea s-ar nărui, nimeni nu-ți poate lua asta. Numiți-o cum vreți voi, semnalizarea virtuților sau modelare prosocială prin fără lipsită de puterea propriului exemplu, nu mă interesează. Oricine ai fi și oricâți bani ai avea sau nu, vocația ta e mai importantă decât orice lucru în care vrei să-ți investești timpul, pe care nimeni, din păcate, nu ți-l poate returna cu toți banii din lume și toți părinții doctori, rude, savanți. Nimeni nu se timpul înapoi. Cam asta a fost pentru astăzi, oameni buni. Dacă v-a ajutat cu ceva vlogul ăsta, poate dați un like, poate dați un share. Dacă nu sunteți abonați, poate vă abonați. Și dacă sunteți abonați, poate bifați clopoțelul și încercați să realizați că suntem foarte mulți oameni pe pământ și dacă ne blocăm în a ne urma carierele fiecare dintre noi, o să ne mâncăm între noi pentru bani. Ciao!